Domnul Barbu ne-a explicat tot. A venit cu el aici ca să-l convingă să se predea și când a văzut că nu vrea, ne-a sunat și astfel am depistat după GPS-ul telefonului. Stați puțin. Adrian v-a sunat? Da, de pe numărul lui a fost făcut apelul la 112. Pot să vorbesc 2 secunde cu fratele meu? Fie, dar 2 minute. Hai, ceartă-mă. Am fost prost, știu, ceartă-mă odată. Petru, vreau să știu doar adevăr, atât. Nu știu ce caută drogurile alea la mine în cameră, habar n-am. Te cred. Cine a sunat la poliție? Eu am sunat. Mi-am dat seama că Victoria și n-are ce să caute cu boul ăla. Dacă era tata... Dacă. Ți-ai grijă de ei, da? Ți-ai grijă de ei? Să fie la fel de fericiți cum eram și eu când eram mic, da? Sper. Și vezi ce faci cu imbecilul ăla. N-are el ce să caute să aibă grijă de fratele nostru. Vorbești ca un om mare? Da, vorbesc ca un om mare și mă compor ca un copil. Petru, ce ai făcut tu azi e cel mai matur gest pe care îl puteai face. Bun. Acum că am rezolvat toate problemele, mergem acasă? Minți. Petru mi-a spus că el a sunat la poliție. Și tu pe cine crezi? Pe mine sau un puș teribilist și drogat? Te omor. Nu! Nu vreau ca tata să moară! Nu o să moară imediat. Calmează-te. A fost o glumă. Hai să luăm copiii de aici și discutăm problemele astea acasă. Ăsta nu merge la mine acasă. Ăsta n-are ce să caute la mine în casă. Alex. De ce? Adrian a dus cu cortul. Haideți, vă rog, să mergem la pensiune. Am ceva de lămurit cu soțul meu.